Spor gras. Da. La sol. Amelia poate să mai crească până la mondiale, are timp să-și mai fixeze, să lege bine elementele, să mai scape din acele zecimi de penalizare. Ana Porgras. Executat. La boemă, Charles Aznavour. 900 cu salt înainte. Exact pe linia, exact. Cu riscul a ne repeta, este o gimnastă foarte grațioasă. Mi se pot... Opa! Ușoară da. Dezechilibrare la piruetă. Se potrivește această muzică. S-a concentrat foarte tare pentru acel dublu tins. Da. Foarte bine executat acest dublu. Ce mișcări frumoase de brațe, urmăriți mâinile. Terminații extrem de artistice. Și ultima linie. Dublu echer, săritură la aterizare. Un sol frumos. Ana câștigă foarte mult la partea artistică. Păcat că n-a fixat ultima diagonală. La sportivele din Marea Britanie am văzut foarte des această coborâre. Dublu echer. Este da. O coborâre ce, din păcate, nu îndeplinește cerința specifică la acest aparat pentru coborâre. Coborârea minimă, coborârea cerută este de valoare de, sunt o țucară sau un dublu întins sau un dublu înainte. Probabil că sunt fetele care nu sunt în luptă pentru un loc în echipa Marii Britanii pentru mondiale, îmi spunea Adrian Stan, și pentru ei acest concurs este doar o verificare. Au și ei probleme și Tweedle are două tendoane care au fost operate, o durere la umăr. Downey vine după o accidentare în ianuarie destul de gravă și a rupt tendonul. Iată câte accidentări de acest fel și Hambüchen a pățit-o la fel. Vedem o reluare. Da, cred că este dublu întins, nu? Da, da, dublu după întins. După pregătire. Foarte frumos. Foarte frumos executat. Și a îmbunătățit și acrobatica, mai ales că a avut probleme la gambă. După campionatul european de anul trecut. Grea această piruetă cu piciorul sus. Grea.